Bun găsit! Ți-ai făcut un ceai. Sunt curioasă ce fel de ceai ți-ai făcut. O să-ți povestesc și eu de-al meu. Și sunt curioasă la ce întrebări te-ai gândit în seara aceasta. Prima sesiune Q&A. Doamne ajută! Este primul live în care mă gândesc să-ți răspund întrebărilor tale. Mă gândesc să mă conectez la nevoia ta de acum. Care este cea mai importantă întrebare, problemă, situație pe care vrea să o știi? Și poate cumva eu din experiența mea pot să te ajut sau pot să-ți spun, să-ți vorbesc despre asta, așa cât știu și așa cum știu. Prima sesiune Q&A, dietetica, o veche practică de viață. Aș vrea să-ți mărturisesc că ceaiul meu miroase foarte bine. Este un ceai a cărei flori le-am cules eu, le-am uscat și acum mi-am făcut o infuzie. Ceai de soc. Beau ceai de soc și în drumul pe care l-am făcut în acest weekend undeva pe Transalpina, lângă lacul Oașa, acolo era înflorit socul. Ce fain e socul! Nu știu dacă obișnuiești să bei ceai de soc. Despre el este așa relevant pe lângă faptul că este un antiinflamator, că este un bun susținător în procesul terapeutic de vindecare a răcelilor, fiind un antiinflamator. Despre el se știe mai degrabă că are acțiune asupra rinichilor și asupra tubului digestiv. Prin curățarea rinichilor, prin diureză, fiind laxativ, el ajută la eliminarea apei din corp. Așa, ca o paranteză, cei care vor să slăbească sau poveștile acestea cu coaja de portocală la noi, fetele, doamnele, e poveste sau nu, trebuie încercat 2-3 luni să bei ceai de soc care te ajută la detoxifiere, te ajută la eliminarea apei din organism. Însă, atenție, dacă vorbim de eliminarea apei din organism, vorbim și de o schimbare și modificare a tensiunii arteriale. Fii prevăzător și cere un sfat celor care se pricep și dacă ai probleme cu tensiunea arterială, ar fi bine să fii rezervat. Lasă coaja de portocală, apucă-te de sport mai bine. Glumesc, zic și eu apropo de sport, pentru că pe grupul Dietetica, o nouă filozofie de viață, oameni extraordinari și dacă ești parte din acel grup, îți mulțumesc, iar dacă nu ești, vezi ce e pe acolo. În acest grup a început de luni provocarea 66 de zile sport. Gianina și Elena sunt două dragi, dragi fete, doamne, nu știu cum să le numesc, dragi doamne ale mele. Cumva am avut încredere, așa cum ele au avut încredere în mine și ele sunt cele care coordonează acest grup 66, această provocare 66 de zile în grupul Dietetica. Ceaiul meu este de soc, mă bucur să fiu alături de tine. Am avut un weekend fain. Am avut aniversarea de naștere. Mulți dintre voi știți, iar dacă nu, da, am avut aniversarea ieri și mulțumesc, mulțumesc foarte mult celor care mi-ați scris un gând și v-ați oprit o secundă să vă conectați și să-mi trimiteți un gând de bine. Vă mulțumesc din toată inima și gândurile voastre toate trimise către mine, vi le trimit înapoi cu mult drag și cu dragoste, așa cum am zis. Nădăjduiesc ca de aici înainte tot ceea ce fac să fac cu dragoste este gândul pe care intenția pe care mi-o setez la vârsta pe care am împlinit-o acum. Apropo de vârsta pe care am împlinit-o, astăzi antrenorul de tenis ne-am dus și Ciprian a zis așa foarte drăguț: A, zice, a fost ziua ta, ai împlinit-ți ani, hai să-ți spun o glumă. Doi prieteni stau de vorbă și unul era foarte îngrijorat. Știi, mă apropii de 40 de ani și sunt destul de speriat, așa și îngrijorat, la care celălalt îi spune: stai să vezi cât de îngrijorat și disperat o să fii când începi să te depărtezi de 40 de ani. Așa că, slavă Domnului cu ce avem, mergem înainte. Sunt două persoane la care mi-am notat numele și vă rog să mă iertați. Mișa și Felicia, sunteți născute tot pe 22 iunie. Nicoleta, tot pe 22 iunie. La mulți ani și vouă mi-ați scris și vă mulțumesc pentru mesajul de ieri. Prima sesiune Q&A, ți-am vorbit despre ceaiul meu, oare ce fel de ceai bei tu? Văd bună seara, bună seara, mulțumesc foarte mult că sunteți alături și că suntem împreună.
Oașa e un colț de rai, da, Feli, da, am fost acolo, mi-am dorit să mă trezesc aproape de la Oașa, la mănăstirea Oașa de ziua mea și apoi să cobor la părinți. Elena, mulțumesc că ești aici tuturor, Gianina, ești cu noi, mulțumesc, mulțumesc Simona de la Oradea. N-am nicio întrebare pe chat încă, suntem la sesiune Q&A. Dacă ai un gând, o întrebare și dacă crezi că eu, din experiența mea, aș putea să-ți răspund la întrebare, scriu eu pe chat și hai să vorbim despre ea. E foarte important să pui o întrebare care te frământă și în același timp să te gândești cât de relevantă poate fi și pentru grup. Pentru că dacă este ceva extrem de personal, atunci am să prefer să-ți vorbesc după, să-ți scriu după un răspuns. Cum te-am obișnuit, am o recomandare de carte. Și ziua a fost aglomerată cumva, am ajuns în oraș de dimineață și la un moment dat mi-a scris Gianina, una dintre cele două doamne dragi care se ocupă de grupul, acum se ocupă în acest moment de grup și gestionează și coordonează și sunt implicate în acest proces de 66 de zile cu sport, mișcare este viață, move your heart, da? Mi-a scris Gianina la un moment dat întrebându-mă ceva de Jordan Peterson. Eu am spus-o și dacă intri pe blogul meu și dai Jordan Peterson, o să găsești multe despre Jordan. Este omul pe care eu aș vrea să-l întâlnesc și așa mi-am spus, că într-o zi o să-l întâlnesc și o să stau de vorbă cu el. Una dintre cele mai relevante cărți pe care le-am citit, nu știu cum să-ți spun, nu relevante, se produce o schimbare în momentul în care citești cartea asta. N-ai cum să citești 12 reguli de viață, un antidot la haosul din jurul nostru al lui Jordan Peterson, fără să faci nu știu, o schimbare de paradigmă, poate e mult spus. Jordan este genial, este unul dintre cei mai sclipitori gânditori ai momentului. Psiholog canadian, a predat la Harvard, acum este în Canada, are foarte multe filmulețe pe YouTube, 300 de mii de oameni care îl urmăresc pe Facebook. Este nu știu, uite, o să deschid aici și la prima, vezi câte însemne are, da? E o carte pe care nu o citești în grabă. E o carte care vine să-ți schimbe anumite convingeri, e revelatoare, ai nevoie să stai atent. De la Jordan Peterson am prins atenție, ascultare, adevăr. Citind această carte sau ascultându-l și în alte materiale pe YouTube, cumva s-a corelat și eu de la Jordan am această atenție, a fi atent la celălalt, a-l asculta cu toată ființa, ca un proces metacognitiv, atenția și ascultarea și a spune adevărul, cât de important este, cât de important este. Ia să-ți, uite, are ceva legat, nu este legat de corp, dar e foarte fain. Somnul prost și mâncatul dezordonat pot interfera cu funcționarea creierului. Nesiguranța îl poate arunca într-un cerc vicios. Corpul, cu multiplele sale părți, are nevoie să funcționeze ca o orchestră bine pregătită. Fiecare sistem trebuie să-și îndeplinească cum se cuvine rolul la momentul potrivit pentru a evita alunecarea în gălăgie și haos. De aceea, rutina este foarte importantă. Vorbește despre 12 reguli de viață, stai drept și trage oamenii înapoi, ai responsabilitatea de a ajuta, comportă-te ca atare, împrieteniți-vă cu cei care doresc numai binele, comportă-te cu cel ce erai tu în trecut, nu cu altcineva, compară-te cu cel ce erai tu în trecut, nu cu altcineva din prezent. Sunt 12 reguli de viață, o carte pe care, dacă mă pui acum să-ți spun care sunt cele mai încă răsfoite cărți după ce le-am citit, uite câte semne de carte are Jordan Peterson. Este o recomandare de carte pe care am făcut-o și la televiziunea română, la invitația a ta, Neituna, și este o carte foarte dragă, ți-o recomand cu drag. E vară, ai timp să intri în introspecții, ai timp pentru tine, iar cartea asta este pentru introspecție, este pentru schimbare. Hai să mă uit pe chat să vedem dacă a apărut vreo întrebare. Ok, am văzut o întrebare, Andreea. Înainte să pornesc întrebarea, rămân la Jordan puțin, pentru că, apropo de Jordan Peterson,
Declară că toată viața s-a chinuit și l-a frământat depresia, anxietatea. Și poate că, așa cum și Gianina se întreba, oare un om care are toată viața suferința în el, cum poate vorbi atât de coerent și efervescent despre awake, despre a fi treaz, despre trezire, despre obiective, despre atenție, despre. Eu cred că oamenii care sunt încercați cu anumite probleme sunt cei care poate să aducă această energie a problemelor și situațiilor lor de viață dificile, le pot aduce în prezent, în lumină și le pot transforma într-o energie pozitivă, povestind, explorând și dând mai departe experiența lor. Prin cumulul de informații, imaginează-ți, Janina, un cumul imens de informații, pentru că omul ăsta vorbește liber, incredibil, da? Este considerat unul dintre cele mai scriitoare minți ale momentului. Prin cumulul de informații și experiența personală, eu cred că poate să transmită enorm de mult. Acum, dacă stau să mă gândesc apropo de depresie și anxietate, este o carte foarte, foarte bună, poate o să vorbim despre ea, Legături pierdute, Johan Hari. Johan Hari, în Legături pierdute, este tot așa, s-a documentat un editorialist, ceva de genul acesta, nu mai știu exact, dar care a trecut prin stare de obezitate, s-a luptat cu kilogramele, s-a luptat cu depresia și a ajuns în final să aibă un TED incredibil, dacă îl cauți, Johan Hari, și vorbește despre dependență, vorbește despre anxietate, vorbește despre depresie, din propria experiență și din cumulul de informații pe care le-a luat în timp. Este cumva, poate că pare intrigant, dar eu cred că de aici vine informația cu adevărat din experiența de viață și din cumulul de informații pe care le ai. Acum, tot despre Jordan, trecând de la Jordan, mai am să răspund la o întrebare pe care am primit-o. În momentul în care începi să citești cărți de dezvoltare personală, în momentul în care începi să aduci informații noi, de exemplu cum citesc eu acum o carte Mindset al lui Carol Dweck, este wow, o carte care din nou m-a pus pe gânduri, reflectez, îmi subliniez. Am fost întrebată cum fac aceste informații pe care le citesc în cărțile din care caut să mă dezvolt, să nu le pierd, să rămână cu mine. Ei bine, aceste informații am învățat în timp că nu pot să iau o carte și să o citesc și să cred că am prins din ea. Pot să prind un cuvânt, o idee, o propoziție, poate să depinde de capacitatea fiecăruia. Dar eu am învățat că am nevoie să subliniez în cărți și la mine funcționează foarte bine, da? Eu, nu la toți, dar la mine funcționează foarte bine. Vezi cum e și la tine. Apoi, ideile principale sunt întotdeauna. Da? Ce e mai important pentru mine sunt acolo. Sunt, da? Deschid și văd despre ce e vorba, mi-aduc aminte. Da? Și mai mult decât atât, în timp am învățat, și mai ales dacă vrei să scrii la un moment dat, Gianina, tu vrei să scrii la un moment dat, vrei să scrii o carte, vrei să scrii mai multe cărți, atunci ai nevoie să scrii din cărțile pe care le citești. Așa că eu am, de exemplu, un document, un folder, cărți citite. Da? Jordan Peterson, Carol Dweck, Jeremy Dean, da? Și din toate îmi creez ideile principale, ce a fost revelator și semnificativ pentru mine și apoi scriu despre aceste lucruri cu propria mea experiență, cu propriile mele cuvinte, cu propria mea înțelegere, dezvoltând și capacitând ce primesc de acolo. Deci citești o carte, poate o subliniezi, poate că ți-ai cele mai importante idei astfel, dar poate că mai mult decât atât, dacă vrei să scrii o carte, începi să scrii din carte, începi să-ți iei notițe și să ai informațiile astea scrise undeva. Plus că exercițiul de a scrie este, știm foarte bine, da, tot vorbim despre asta. Așa că nădăjduiesc să-ți fie de folos ce am spus până acum, Gianina. Înainte să pornesc să vă spun la întrebări, am câteva primite de la o persoană care a vrut să rămână anonimă și m-a întrebat așa. 1. Foarte rapid, le iau pe rând. Hidratarea, apa minerală este bună sau nu? Hidratarea se face cu apă plată.
Apa minerală este o apă acidă, o apă carbogazificată, care putem să o folosim atunci când ne la masă, da? Pentru digestie, în procesul de digestie. Niciodată nu ne hidratăm cu ea, este o apă acidă, nu ne ajută. Apa de la filtru, dacă luăm filtru, e ok, apa de la robinet, în casă, la mine, am apă de la robinet filtrată. Este, cred, cea mai bună apă, mai mult mai bună decât cea îmbuteliată. Eu consum pe lângă cafea și Nes. Este ok? Te rog, nu mai consuma Nes. Chiar nu mai consuma Nes. N-ai de ce să consum Nes. Suntem într-un moment în care știm despre Nes că este extrem de tare procesat, nu are nicio proprietate la nivelul cafelei negre, sub nicio formă nu poate fi comparat. Ca proprietăți nutritive, ca efect cognitiv, Nesul ar trebui scos din orice context. Da? Fructele și legumele, am înțeles că ar fi bine să le ținem în apă cu bicarbonat, dacă nu le luăm din zona bio în market. Da, poți să pui apă cu bicarbonat, poți să pui apă cu oțet, 15 minute. Pe site-urile produse bio, dacă căutați soluții pentru curățarea fructelor și legumelor bio, găsiți inclusiv făcute din bicarbonat, să le cumpărați gata și acolo aveți mai multe indicații, sau, bineînțeles, apa cu pH foarte, foarte alcalin, care la fel scoate pesticidele, dau un aparat care face asta, favorizează și curățarea și cumva eliminarea din chimicalele care există, pesticide, erbicide și alți compuși care există în fructe și legume. Dar și din piață, mulți producători folosesc. În piață, eu atunci când merg, mă uit la cei care au câteva produse. Da? Mă uit la un tanti sau la o nenea care cât mai puține produse și de la acea persoană cumpără respectivele produse. Da? Uneori dezinfectez, alteori nu. Uneori mergi pe propriul feeling, da? Să-mi faci o obsesie din asta, mă gândesc. Referitor la vin, cum știm care este bun și nu are zahăr? Da, este o întrebare bună, am să-i adresez domnului Iova de la Cramele Recaș, pentru că eu în momentul acesta nu știu ce să-ți răspund, dar dânsul este nașul nostru, este prieten bun și o să pun această întrebare. Ce știu doar, sigur să-ți spun, este că de ce este atât de apreciată șampania, vinul spumant, da? Pentru că are o cantitate mai mică de zahăr, de carbohidrat, decât celelalte vinuri. Trebuie să ne interesăm, poate faci tu, poate fac eu și dăm un feedback. Eu mestec gumă de mestecat, este corect, cu ce aș putea înlocui guma de mestecat? Acum, guma de mestecat este una dintre produsele cu cele mai multe euri. Guma de mestecat, apa de gură. Atenție mare, n-ai de ce să mesteci gumă. Dacă vrei să ai o igienă dentară bună, nu mă pricep, nu este domeniul meu, dar spun ce fac eu. Folosesc ața dentară. Ața dentară este excelentă, binevenită și am o cutiuță cu cuișoare. Cuișoarele, știi că sunt folosite, tot ceea ce sunt niște principii active pe care le extragem din cuișoare, care se folosește și la anestezie, dezinfectant, curăță cavitatea bucală. Hai să vezi ce bine te simți. Dacă îți faci o cutiuță mică, drăguță, îți pui niște cuișoare, toată lumea se întrebe ce faci acolo, ce faci cu astea. Și cuișoarele acelea mici poți să le pui în cavitatea bucală atunci când simți nevoia să-ți dai un refresh. Și cu adevărat îți dai un refresh, pentru că nu introduci niște chimicale și doar îți cureți dinții și cavitatea bucală, la nivel de cavitate bucală faci o curățenie, să spunem, ci cu acele cuișoare chiar îți aduci o stare de bine, cu totul. În loc de gumă de mestecat, ia niște cuișoare, bucură-te de ele, le ții în gură atât cât te simți bine, da? Uneori eu le și mestec, vreau să-ți spun, da? 2-3 cuișoare, nu, să nu abuzăm. Cu siguranță este o mare schimbare. Mai am o întrebare. Brânzeturile, cașcavalul este ok? Da, da, dacă există pe YouTube, cum să găsești, cum să-ți dai seama dacă un cașcaval este făcut din lapte cu adevărat sau din amestecuri de apă cu prafuri care generează și construiesc și dau o consistență de cașcaval. Ia, uită-te pe YouTube. Găsești acolo sigur, dacă nu găsești, revină, pentru că am să întreb pe cineva care știu cum face exact lucrul acesta. Nu consum cașcaval, atunci când îl consum, îl iau dintr-o sursă sigură în care nu-mi pun problema asta. Ok, da, deci YouTube, cum să găsesc cașcavalul autentic și să fac diferența între cel fals sau adevărat. Pentru ceilalți din casă, ok,
Zahărul brun. Nu este ok. Zahărul brun, în grupul nostru 30 de zile no sugar, 30 de zile fără zahăr. Lucrez acum, apropo de asta, lucrez acum la un e-book cu draga mea Adriana Roman. Îți mulțumesc, Adriana, dacă cumva te uiți și te îmbrățișez. Lucrăm la un e-book pe care nădăjduiesc să fie gata în câteva zile și să-l trimit către tine și m-aș bucura tare să te încânte și să ții informații de acolo și să-l trimiți mai departe, evident. Să rămânem la miere, să rămânem la zahărul de cocos și nu am nimic cu trestia de zahăr, da, cum spui tu, uite aici este un produs natural, dar nu are niciodată și nu se poate ridica la proprietățile pe care le are, de exemplu, cocosul, care este un super aliment. Știu că e de departe, dar dacă tot e să luăm ceva, să luăm ce e bun, sau dacă nu, să luăm mierea noastră care e de aici. Nu știu ce să-ți spun altceva. Procesul tehnologic, faptul că din acea trestie rămâne doar un produs care este 100% procesat și tehnologizat și care nu mai are niciun nutrient, nu îmi îngăduie să-ți dau un alt răspuns. Din când în când mai luăm câte o pastilă de pasiflora sau extraveral. Ok, acum cu pasiflora sunt cumva aproape, pentru că este o plantă care aduce calm, liniște, aliniere, echilibru. Despre extraveral, nu știu ce să-ți spun, dar mare atenție că se leagă de întrebarea cealaltă cu vinul. Extraveralul, din câte știu, este un medicament pe care e bine să nu-l consumi cu niciun fel de produs, să nu consumi în ziua în care iei produse alcoolice, și are foarte multe alte interacțiuni în organism. Nu este domeniul meu. Am o prietenă foarte dragă care este psihiatră și cu care mai vorbim lucruri de genul acesta. Extraveralul se dă în situații mai complicate. Te-aș îndemna, dacă ai nevoie de un pic de calm, energie, să folosești pasiflora, să folosești magneziu citrat. Chestiunile acestea sunt simple, dar te pot ajuta în echilibrare mai degrabă decât extraveral. Dar dacă vrei să știi mai multe de extraveral, aici trebuie să vorbești cu cineva de specialitate. Ok. Acum am trecut peste întrebările care erau cumva și trebuia să le. Să răspund la ele, cu drag am răspuns-o și nădăjduiesc să ți fie de folos și tu, cel care a ascultat și cea care a ascultat, să fi luat informațiile cu tine. Ah, ok, apă cu busuioc, Ligia, super fain. Eu sunt la ceaiul de soc și sunt încântată. Socul are și foarte mulți antioxidanți, fenolii din ei, sunt fenolii din ceaiul de soc sunt recunoscuți ca fiind puternic efect antioxidant. Cineva spune că se aude foarte încet, Vio se aude foarte încet, nici la mine transmisia nu era prea grozavă, nădăjduiesc să se întâmple să mă auzi mai departe. Aștept întrebările voastre, câte minute mai avem. Andreea. Da, e posibil ca o femeie atunci în ciclul menstrual, în perioada menstruală să aibă o poftă mai mare de mâncare. Poate că este o nevoie spun eu mereu, de magneziu, de vitamina E, niște grăsimi bune. Eu aș insista în această perioadă cu avocado, cu ulei de măsline mai mult, da? Vezi cum te simți, reglează lucrurile astea. Da, mi se întâmplă să mâncăm puțin mai mult, da? Ai vezi de tine, da? Astea sunt vitaminele. Omega-3, magneziu, B6. Acestea sunt cumva esențiale în acest proces. Și bineînțeles, vezi cum e fierul tău, da? Vezi, ai avut vreodată carențe de fier, da? Asta poate să fie un semnal în momentul în care sunt probleme de genul anemii sau alte afecțiuni. Ok. Da, bună, bună, bună. Elena, mă întreabă dacă mi-a fost vreodată teamă. Când ți-e teamă, la ce te gândești? În special când natura face spectacol. Natura face spectacol, așa cum spui tu, și acolo la voi, lângă ocean, și mă gândesc că este cumva wow să vezi oceanul pe timpul furtunii. Acum depinde. Eu cred că mi-aș lua familia în brațe. Eu cred că aș sta cuibărită în brațele soțului și mi-aș lua copilul în brațe. Sau m-aș ruga.
astea sunt lucrurile pe care le-aș face. Aș avea încredere că dacă așa e lăsat acum, fenomenul meteorologic se manifeste, cu îngăduință el va și trece la un moment dat. Și aș ruga pentru asta, să fie bine toți din jur, să ne afecteze cât mai puțin. Și aș fi recunoscătoare pentru ce am, pentru că, așa cum am mai spus de multe ori, recunoștința este una dintre cele mai puternice energii cu care poți să mergi înainte. Și atunci să depășești un obstacol și să ieși din zona de frică, e normal să-ți fie frică, da? Este un pericol pe care îl simți și care se manifestă astfel prin frică. Dar în acel moment trebuie să iei niște măsuri care poate să fie, repet, să stai lângă cei dragi, să fii aproape, să te îmbrățișezi cu ei, să te rogi la Dumnezeu să fie bine și cât mai puțini oameni să fie afectați de ceea ce se întâmplă. Da, și eu am venit pe o ploaie torențială astăzi acasă, dar mă bucur că pe lângă lacul Oașa și la mănăstirea Oașa, duminică, a fost soare, a fost minunat. Lucia bea o limonadă, da? Ioana mă întreabă ce părere aveți despre renunțarea la consumul de carne. Vă mulțumesc. Uite, Ioana, aș vrea să vorbim despre carne într-un viitor live. Ce spui? Da? Pentru că nu pot să spun într-un cuvânt. Eu am renunțat la carne, sunt foarte mulți ani în care nu am mâncat. Carne este un aliment pe care îl aleg rar în alimentație și dacă ți-aduce aminte, dacă ai văzut un live, este slăbiciunea mea, pentru că atunci când încep să mănânc carne, chiar dacă n-am mâncat 6 luni, îmi este foarte bine, mă simt foarte bine și aș mânca și mâine și poimâine și răspoimâine. Eu nu sunt ca la dulciuri, super pofticioasă, eu sunt ca la dulciuri, super pofticioasă, dar vis-a-vis de mâncărurile din carne. Este încercarea mea, dar din multe alte motive nu-mi doresc să consum carne. Renunțarea la consumul de carne, ți-aș spune doar așa, Ioana, ce mi-a spus mie acum, nu știu, 13 ani, 12, 14, 13 ani, undeva pe acolo, după ce s-a născut Saskia, deci undeva la acum 13 ani, mi-a spus un medic naturopat, mi-a spus, ok, dacă renunți să mănânci proteina de origine animală, ce faci cu energia pe care o investeai în digestia proteinei de origine animală, pentru că ai făcut asta 30 de ani, încotro o îndrepți? Și aici se leagă foarte tare această practică și acest obicei de a nu consuma carne, de ceea ce spun toate culturile acestea, nu doar noi creștinism, toate culturile lumii spun că atunci când vrei să-ți înalți nivelul de conștiință sau când vrei să te apropii de Dumnezeu sau când vrei să ai o curățire la nivel trupesc sau într-un fel să-ți deschizi mintea, ai nevoie să ai și o anumită dietă în care proteina animală ar fi bine să, fiind mai grosieră, mai împământenită, ar fi bine să nu facă parte din alimentație. Promit un live despre carne, ok? Mulțumesc frumos! Vă salut cu drag! Ne puteți recomanda filtrul de apă? Nu vreau să fac această recomandare de filtru de apă. Pe site-ul meu, în schimb, găsiți informațiile despre asta. Nu știu ce se potrivește fiecăruia dintre voi. La mine în casă este filtru Kangen. Da? Noi folosim acest filtru. Știu că este scump, a fost o investiție pe care abia am așteptat-o și am considerat că merită să fac asta, dar nu pot să-ți spun, fă și tu la fel. Este ceea ce eu am ales, nu este o recomandare, este doar ceea ce eu am în casă și m-ai întrebat și ți-am răspuns. Mierea devine nocivă dacă o punem în prăjituri care sunt coapte la cuptor. Cornelia, să știi că sunt multe studii care spun că da. Și multe studii care spun că nu este toxică, doar își pierde din proprietăți, se transformă într-o cantitate foarte mare de zaharoză și pierzând nutrienții, este cumva, nu este eficient acest procedeu. Dacă faci o prăjitură la 2 luni, la 3 luni, da, cu siguranță poți să pui miere, nu se întâmplă nimic. Uite, de exemplu, noi de Paști, în familie, facem Pasca cu miere. Dar în rest, prăjiturile le cam gătim cu zahăr de cocos atunci când le gătim. Faină sugestia cu cuișoarele, da, foarte bună. Da, știu că e foarte bună. Ce înseamnă și ce beneficii are o detoxifiere eficientă? Dorina, asta poate fi iarăși un live întreg. Detoxifierea are foarte multe înțelesuri și apropo de detoxifiere, să iau eu o gură de ceai de soc care are proprietăți detoxifiante. Pentru că periază rinichii și cumva și este eficient în sistemul excretor.
În dietetica, o nouă filozofie de viață, există la un moment dat un capitol despre detoxifiere. Poate te uiți acolo, Dori, să-ți mai amintești câte ceva. Ce ți-aș spune despre detoxifiere este că cred foarte tare într-un proces pas cu pas și nu extrem de dur, de brutal. Asta este așa acționez eu. Și cred foarte tare în acest 5 cu 2, postul intermitent, care poate să aducă un super echilibru, da? 5 zile mănânci atent, conștient, nu mâncăm prostioare, da? Nu mâncăm produse cu euri, cu aditivi, adică avem o conștiință, nu mâncăm fast food și 2 zile bei doar lichid sau apă. Asta cred, dar putem să ne gândim și la asta despre detoxifiere, să ne gândim și la acest subiect ca fiind un viitor live. Aparatul, Monica, tocmai am spus despre aparatul Kangen, da? L-am în casă. Eu sunt pro. Zahărul de mesteacăn este un xilitol care, nu știu, și arată ciudat, și are un gust ciudat. Nu sunt pentru zahărul de mesteacă, mai ales că știu că, de exemplu, apa de mesteacă, în care e pomenită și în descrierea Moldovei de către Dimitrie Cantemir ca fiind una dintre sursele de dulce ale poporului român, această sevă de mesteacă trebuie consumată în câteva ore, maxim 24 de ore dacă este ținută la rece. Deci nu sunt pro acest produs de sevă de mesteacă. Ceai de mentă cu lavandă, wow, o bucurie, Monic! Cum se corectează carența de fier? Ligia, fierul, poți să-l te ajuți așa. Poți să-ți iei niște semințe de chia, poți să-ți iei sfeclă roșie și să bei suc de sfeclă roșie, poți să-ți iei cimbru. Cimbru este extraordinar în reglarea fierului. Am avut mulți ani probleme cu fierul, știu din experiență, am consumat aceste produse, dar nu se întâmplă așa. Da? Este important atunci când vrei să crești, vrei să urmărești un proces de creștere în organism prin metode naturale, să ai răgaz ca lucrurile să se întâmple pas cu pas. Ai încredere, chiar se întâmplă asta și mai multe, dacă vrei, poți să-mi scrii și în privat și revin. Da? Ține minte, sucul de sfeclă roșie, cimbru, everyday, chia și o să vezi pas cu pas cum poți să aduci îmbunătățiri și chiar se întâmplă asta. Magneziul care este diferența dintre magneziu citrat și alte forme de magneziu? Este un magneziu cu absorpție și cu asimilare, ca și vitamina C lipozomală acum, da? Sunt studii care atestă o biodisponibilitate a acestor minerale în corp în funcție de anumite proprietăți pe care le au acestea, de acestea sunt recomandate. Da, vinul din... Sebastian Petrișor ne povestește despre vinuri. Excelent! Vinurile din comerț nu au zahăr adăugat. Conform normelor, este interzisă adăugarea de zahăr în vinuri. Vinurile sece au între 0 și 9 grame de zahăr. Vai, sunt foarte, foarte recunoscătoare, Petrișor, pentru că am răspuns la această Sebastian Petrișor. Îmi place foarte mult cum sună împreună numele tău. Mă bucur foarte mult că mi-ai răspuns la întrebare. Așa că cine a pus întrebarea despre vinuri are aici un răspuns, da? Cu câte calorii, cu tot ce... Minunat! Mulțumesc, am să iau și eu informația după aceea. Câtă apă avem voie să consumăm zilnic? Este o limită? În cărțile de nutriție apare 30-50 de mililitri pe kilogram corp. Asta înseamnă că în funcție de activitatea fizică, de temperatura de afară, de starea pe care o ai, de alimentele pe care le consumi, dacă consumi brânzic o să bei mai multă apă, dacă alergi o să bei mai multă apă, este foarte important să vezi cum te simți tu. De 30 și 50 de mililitri pe kilogram corp, fă un calcul și o să vezi cât e. Nu știu de ce urologul ți-a recomandat acupa cu pH neutru, adică poți să intru într-o discuție, dar cu siguranță știe el foarte bine, ascultă-l, pentru că se întâmplă ceva acolo, poate e legat ceva de aciditatea din corp, acidul uric, da? Ascultă-l, ascultă-l și mergi pe mâna lui Gabriela. Cura cu argilă pentru alcalinizare, da? Am auzit de ea, cred că am și încercat-o la un moment dat. Cred că e super eficientă, da? În argilă există o bogăție de minerale pe care le avem în organism. Ceai de fenicul cu coriandru. Dragii mei, dragile mele, dragii mei,
Mă întorc înapoi într-un curs în care învăț despre webinarii de la 6 la 9. Am intrat în live cu voi cu bucurie să răspund la întrebările pe care le-ați avut către mine și cred că ar fi bine, aștept un feedback, ca lucrurile să se întâmple. O dată la o lună, o dată la 2 luni, undeva la câteva săptămâni, între 4-6 săptămâni, să facem o sesiune de Q&A. M-am grăbit un pic pentru că am vrut să răspund la cât mai multe întrebări și nădăjduiesc să mă fi urmărit, să v-am fi putut urmări. Părul stă bine, totul bine, în regulă. Tu cum te simți? Cum ești acum? Cu ce ai rămas din acest live? Pentru că nu este important ce vorbim aici. Este important ce faci după ce pleci de aici. Cu ce rămâi din ce am povestit aici. Amintește-ți să bei un ceai cu drag, cu cei dragi. Amintește-ți că Jordan Peterson este una dintre cele mai luminate minți ale momentului. Amintește-ți să ceri ajutorul, să pui întrebări și poate vezi ce se întâmplă pe grupul Dietetica 66 de zile fără 66 de zile cu sport. Move your heart. Rămânem aproape. Să ai o seară frumoasă și să ai o viață frumoasă. Îți mulțumesc pentru că mi-ești aproape.